hainele noi ale împăratului. Un croitor s-a lăudat că poate coase niște haine pe care numai oamenii cei deștepți și onorabili le pot vedea. Împăratul se gândi că i-ar prinde bine astfel de haine și îi comandă croitorului să-i le facă. Acesta ceru fire din aur și argint și mulți, mulți bani și se apucă de lucru imediat. Spuse că se apucă mai întâi de țesu stofa, adică se făcea că țese, dar pe războiul de țesut nu se vedea nimic. Îi întreba pe cei din jur dacă le place, iar ei, pentru a fi considerați deștepți și onorabili, spuneau că e deosebită. Croitorul, după ce a susținut că a terminat de țesut, s-a apucat de croit. Desigur că cei din jur nu îndrăzneau să spună că nu văd nimic. Solul împăratului, în schimb, îl înștiință pe acesta cu zel. Ce stofă fină, ce culori frumoase, ce model minunat! Bineînțeles, nimeni nu vedea nimic, dar mințeau toți ca să nu se creadă că sunt proști și neonorabil. Până la urmă, împăratul îmbrăcă hainele noi pe care nici el însuși nu le vedea și se duse între curteni. Trecea printre oameni și aceștia șopteau: "Oh, ce haine minunate!" La un moment dat, un băiețel strigă: "Ia uitați-vă, împăratul este dezbrăcat! Chiar nu are pe el nicio haină!" strigă până la urmă toată lumea. Iar împăratul, rușinat, nu mai a avut altceva de făcut decât să fugă la palat și să recunoască faptul că a fost dus de nas de un croitor.